clar. Iau 2 la lucrare. Și vouă v-a dat lucrare la fizică? Da. 2 lucrări la toate clasele. Înseamnă chiar așa la tot soțul. Cum adică? Am auzit cum bărfea profi în pauze. Când așa arăt soțul pe zona de fizică, se enervează și dă test la toată școala. Da, acum am înțeles. A înșelat tu soțul și semestrul trecut, când a luat 3 la lucrare. Păi și amețitul ăla de ce înșeală? Că urâtă nu-i, proastă nu-i? E colerică, se enervează repede. E fi dat și soțul lucrarea de control, s-o fi săturat și el de ea. Deci de acum nici un mărțișor pentru profa de fizică. Nici ghioceni, zambiile, nimic, gata! Lucrare de control, nu? Da, să-mi facă ea mie una ca asta, când abia m-am întors că am avut pojar. Lasă că ți-ți dă un punct în plus, că mereu lingușa e cu cadouri. Am dat foaia goală, deci cu punctul în plus o să iau nota 2. Mulțumesc! Are ceva în cervețel? Ai răcit? Nu, dar îmi lăcrimează ochii de la lucrarea de control. Bine ai venit în club. Cu toată sunt la multe mici la lucrare. Yay! Lucrare! Mamă, ce tare a fost! Deci, exercițiile alea erau din culegere. Și ultimul punct era întrebare capcană ca să-i prindă pe cei care n-au învățat. Este? Cred că ar fi cazul să analizăm consiliul dacă merită fi exclusă din clubul 40. De ce? Ce-am făcut? Ne sfidezi cu talentul tău la fizică și cu notele mari. Aici nu e loc de olimpici. Ori luăm toți note mici, ori... Afară cu premianții! Îmi pare rău. N-am vrut să văd atâta materie. Pur și simplu se prinde de mine. Doar deschid o carte și memorez tot. Văd că insisti să ne provoci. Nu, scuze. Dar ce să fac dacă iau 10 pe linie? Nu mă pot abține. Păi, roagă-te să iau de mica lucrare ca să te iertăm. Doamne, te rog să iau doar 9 la lucrarea asta. Nu, Doamne, nu te rog după ea! Dragă mamă, trebuie să sune mai cald. Uite-te la mine. Scumpa și iubitoarea mea mămică, te rog să mă ierți dacă iau 2 sau 3 sau 4 la lucrare. Promit că o să învăț mai mult data viitoare, dar te rog să nu îmi confiști PlayStation-ul așa cum m-ai amenințat când mi l-ai luat. Eu zic să nu-i dai idei. Tată, te rog să nu-mi confiști alocația dacă iau doar 9 la lucrarea asta. Mai bine scriu această scrisoare. Optim. Băi, când am stat la baie, mi-a venit o idee genială! Și n-ai mai apucat să te închii la pantaloni? Nu, că ardeam de nerăbdare să vă zic! Știu că putem să luăm note mari la lucrare, dar... Dar ce? Am uitat să mă spăl pe mâini! Spune-ne ideea ta mai întâi și te speli după aia. Dar igiena? Dar lucrarea? Am văzut-o pe profa de fizică când a plecat. Avea doar poșeta. Așa și? Asta înseamnă că a lăsat lucrările în cancelarie.
Dacă ne strecurăm noi noaptea și ne înlocuim? Știu cu ce să ne înlocuim. Cu unele care le facem chiar acum. Acum am lăsat să mă duc să mă spăl pe mâini? Stai. Ia-mă și vreți în lume și povestește-ne ideea ta, sună foarte bine. Unde găsesc formula? Unde găsesc răspunsurile corecte? Are cineva ceva de scris? Tu chiar mi-ai semnat în mică. Merge? Merge? Total inutil, dar bravo. De ce e inutil? Facem lucrările de la zero și ne locuim. E, dacă ați mai fi citit și voi presa, ați fi aflat lucruri noi. Inspectoratul școlar a investit în sisteme de pază în toate școlile din oraș. Începând de azi, au fost instalate încuietori la uși și senzori de mișcare pentru a reduce furturile din școli. Acum și-au găsit și ăștia să investească în școli. Când trebuia să treci și la lucrare la fizică. Da... I-a apucat hărnicia acum. Ce-i drept, se cam furat din școli. Ba calculatoare, ba papeterie, creta, până și cârja profului de sport. În concluzie, copii, pregătiți-vă de note mici la fizică. Nu neapărat. Ai tu o idee mai bună? Ia gândiți-vă, de cine am înființat noi Clubul 40? Ce avem noi în comun? Timp liber. 5 de la o mână. Le avem și pe astea, dar avem ceva mult mai prețios. Inteligența. Și eu voiam să spun, dar nu mi-a trecut prin cap. Și cu ce ne ajută inteligența în cazul lucrurilor la fizică? Ce ați zice dacă am putea trece și de senzorii de mișcare, și de ușile încuiate, și să înlocuim lucrările? Cum? Cum? Și start! Timpul a expirat. Altul la rând. Ți-e cumva frig? Am emoții. Stop! Altul mai competent la rând. Sunt gata. Par. Pierdem vremea cu incompetenți. Altul la rând. Hai, cum să faci? Ușor, ușor, mai sus piciorul. Mai sus am spus. Bravo, ai demonstrat alarma. Altul la rând. Eu. Așa. Bravo. Te-am deocheat. Ai făcut-o de oaie. Yes. Băi, tu în loc să o descui, ai încuiat-o de două ori. Cred că ea e cu defect. Hai la altă ușă. Băi, tu reușești doar să le încui. Noi avem nevoie să le descui. Înțelegi diferența? Felicitări! Ne-ai încuiat în bucătărie! Acum eu. Dar tu ești neîndemânatic. Ei, și tu sunt străcor. Te străcor ca un tractor în ghiveci.
ce faci după ce trec de la sere? După ce treci de la sere, descui ușa. De nu știu să descui ușa. Dar și cine descuie? Deci, să zicem că trecem pe Cosmin dincolo de la sere. Cum trecem pe Rareș dincolo de la sere ca să descuie ușa? Apropo, unde e Rareș? Înguiat în baie! Deci sunt bine. Știu că sunteți supărați pe mine. Pentru că e o seamănătă mare la lucrare. Da. Dacă ați fi învățat și voi un pic la fizică, ați fi știut că dușmanul cel mai mare al laserelor este oglinda. Așa și ce da. Ceea ce vreau eu să spun este că de ce să ne chinuim cu balet printre lasere când putem să le redirecționăm cu asta. Ce faci acolo, metre? M-am încuiat. Intenționat? Din greșeală. Poți fi și pe mine. E, greșelile se plătesc. Stai acolo până înveți să te descui. Dar nu văd niciun laser. Asta pentru că sunt invizibile cu ochiul liber. Ca Moise, primarea roșie. Băi, verifică în clanța aia să nu fie descuiată și tu s-o încui. Avem o mică problemă. Cât de mică? Cam de 80 de kilograme. Atac întărește paznicul care doar la copul pe lucrările noastre. Foarte! Păi și nu poți să le scoți de sub capul lui. La lucrare o să luăm. Mă duc să mă îmbrac gros în caz că mă nebătaie acasă. Dezastru. Ce s-a întâmplat? Se dă lucrare din nou. Dă lucrare din nou? Da. Ale din cancelarii au fost distruse când ați declanșat alarma și sistemul anti-incendiu a inundat cancelaria. Dă-ți-mi manual repede! Vreau să învăț! O, fizică, dragostea mea!